Bună tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbesc puțin cu voi despre diferența asta dintre anxietate și intuiție. Și vin cu subiectul acesta către voi pentru că acum câțiva ani am avut așa o preocupare și țin minte că întrebam în terapie, ok, care e diferența dintre cele două? Când e anxietate, când e intuiție. Și bineînțeles că răspunsul din partea terapeutului, a terapeutei din vremea respectivă, nu a fost foarte clar și nici eu la vremea respectivă n-am putut să le discern foarte bine și până și astăzi se confund. Motiv probabil pentru care încă mai iau decizii greșite și sau nu mi-ascult intuiția, cum vă explicam în videoclipul anterior. Practic, ce se întâmplă este că numim anxietate, de regulă, situațiile în care nu știm ce să facem. Sau situațiile în care suntem blocați în mintea noastră. Avem tendința să numim anxietate situațiile în care ne este teamă să facem ceva. Suntem anxioși, adică ne e teamă, adică suntem blocați de gânduri de frică în a face un anumit demers în cariera noastră, în viața noastră personală, în prieteniile noastre, în relațiile noastre și în atingerea viselor noastre până la urmă. Numim anxietate de regulă situațiile sociale în care în loc să trăim și să fim prezenți acționând și verbalizând ceea ce gândim și ceea ce dorim. Rămânem, cum spuneam și înainte, rămânem cumva blocați în mintea noastră și ne gândim mai degrabă ce ar vrea alții să spunem sau ce credem noi că ar vrea alții de la noi să audă sau să facem ca să dea bine în plan social și ca să nu ne facem chipurile de râs. Mai numim anxietate situațiile în care dintr-un motiv sau altul suntem indeciși și situațiile în care riscăm să picăm într-o ambivalență, într-o oscilare, să fac așa sau așa, dacă mi-e mai bine așa sau așa. Și suntem în starea aia de tergiversare interioară în care efectiv zacem un pic prea mult timp și ni se creează angoasa aia și cumva stăm așa ca într-o băltoacă emoțională, aș putea să spun. Și aceste lucruri, toate aceste lucruri le numim anxietate. Și totuși ce e intuiția, dacă toate aceste lucruri sunt anxietate? Ei bine, intuiția, spre deosebire de anxietate, ține de stare, ține de simțire. Intuiția nu este aici, ci este undeva aici. Și este undeva, cumva, în tot corpul nostru, dacă pot să zic așa. Intuiția este, așa cum explicam și în clipul anterior, acea stare a corpului, acea, dacă vreți, mai like spus, acea energie cu care facem lucrurile. Și cu toate că, acum gândind la rece, înțeleg aceste lucruri și analizându-le, rațional le înțeleg și le știu. Cei mai mulți dintre noi, în momentul acela în care suntem în focul emoțiilor sau în focul situației, nu reușim să ne ascultăm intuiția. De ce nu reușim asta? Păi, pentru că un aspect al anxietății, sau să zic așa, o consecință a traumei sau a traumelor, este că ajungem să trăim foarte mult în mintea noastră. Și ajungând să trăim foarte mult în mintea noastră,
de fapt, se deconectează mintea de inimă, să zic așa. Se deconectează raționamentul de simțire. Și asta se întâmplă pentru că vrem să înțelegem. Vrem să găsim o explicație, să punem o etichetă, să catalogăm, să categorizăm, să găsim pentru fiecare situație cutiuța potrivită sau căsuța potrivită în care să încadrăm lucrurile. Și drept să zic, nu stau lucrurile mereu așa. Nu-i totul doar raționament și nu-i totul doar gândire. În mare parte, viața este și simțire. Și în acea simțire pe care mulți dintre noi, cei care am trecut prin anumite traume, o cam băgăm sub preș, voind și dorind să înțelegem anumite lucruri, ei bine, în acea simțire, de cele mai multe ori, stă intuiția. Da? În situația exprimată de mine în clipul anterior, vă spuneam că, practic, tot corpul meu îmi transmitea și aveam o stare nea de lentoare și de lehamite și de nu venea să-mi fac niciun bagaj și nici să plec niciunde. Și chiar și înainte de a pleca din oraș, am avut senzația aceea de a lua bagajul, de a coborî din mașină și am luat bagajul și se lăbi. Ei bine, în acele momente, sau în astfel de momente, de fapt, rațiunea, raționamentul încearcă să găsească o explicație simțirii. Sau poate că nici măcar nu încearcă să găsească acea explicație, ci pur și simplu ignoră cu totul simțirea pe principii diverse, cum am enumerat și în materialul trecut, că cum să rămâi singur în oraș, mă rog, singura vorba vine, nu rămâneam singur, aveam ce să fac, dar cum adică să nu pleci, să nu faci și tu lucruri faine pe care le fac ceilalți, cum adică să, nu știu, să faci ceva diferit sau să faci ceva ce n-ai mai făcut sau tot felul de lucruri din acestea care cumva fie din punct de vedere cultural, ori psihologic, ori social, ori din orice motive logico-raționale, încearcă să găsească mintea, încearcă să găsească practic o explicație pentru care să facă un anumit lucru în ciuda stării în care se află și pe care o transmite corpul cu toată ființa sa și care ține de intuiție. Un alt motiv pentru care nu ne ascultăm intuiția este că nu am fost educați să o facem. Da? Practic, în creșterea noastră, cumva tot timpul ni s-a impus ce să facem și nu am fost lăsați sau nu am fost ghidați către a face ceea ce simțim sau a fi atenți la cum ne simțim sau la nu știu, starea corpului nostru, la modul în care percepem anumite situații și anumite persoane și anumite conjuncturi, ci pur și simplu dai înainte și făcut tare lucru, că las că e bine așa, mai bine să fie decât să nu fie și tot felul de preconcepte de acest gen. Nu menționez asta pe ideea că unii au fost crescuți așa și unii altfel și vai ce norocoși sunt ceilalți. Nu, ci pentru că e un lucru general valabil. Lucrurile pe care le vorbesc acum sunt valabile și pentru noi aici, pentru situația fiecăruia dintre noi și pentru altcineva care a trecut prin situații similare, dar este de altă naționalitate, trăiește în altă țară, pe alt continent și așa mai departe. De ce? Pentru că elementele astea, hai să le spunem socioculturale, care țin de mersul lucrurilor într-o comunitate, într-o familie, într-o societate, dacă vreți, sunt comune. Sunt specifice firii noastre umane, modul în care societatea noastră
la modul general s-a dezvoltat și a evoluat și, din păcate, în acest moment nu putem decât să le constatăm și să încercăm din nou să le înțelegem și, dincolo de această înțelegere, să încercăm să ne fim propriul nostru părinte, fiecare dintre noi, fiecare pentru el însuși, și să ne reeducăm într-o manieră mai bună în care să dăm ascultare inimii noastre și organismului nostru prin ceea ce ne transmite pe toate planurile, nu doar din punct de vedere al unei călătorii. Cam asta am avut să vă spun astăzi. Dacă mă vedeți un pic mai somnoroasă, numai ce am făcut duș, a fost o zi destul de lungă, dar productivă și așa îmbucurătoare din multe puncte de vedere. Și am zis totuși înainte să mă pun la somn să fac acest material. Nu știu când îl veți vedea voi, probabil îl voi încărca cândva în ziua următoare și s-ar putea să-l vedeți undeva pe sâmbătă, nu știu sigur. Dar vă mulțumesc pentru toate comentariile din materialul anterior și am simțit că îmi sunteți alături și înseamnă mult pentru mine. Și vă îmbrățișez și îmi doresc să rămâneți aproape și să distribuiți și prietenilor voștri canalul meu de YouTube. Pa, pa!